Ora exactă în zootehnia mondială se dă la Eurotir 2012, evenimentul lider mondial pentru profesioniștii din sectorul creșterii animalelor, ce va avea loc între 13 și 16 noiembrie în complexul expozițional din Hanovra, Germania. În perioada 13-16 noiembrie, la Hanovra, în cel mai mare complex expozițional din lume, va avea loc Eurotir, evenimentul lider pentru profesioniștii din zootehnie. Organizat de Societatea Germană pentru Agricultură, DLG, Eurotir este o platformă care adună odată la 2 ani foarte mulți expozanți din domeniul zootehniei, foarte mulți vizitatori interesați, specialiști interesați să achiziționeze utilaje și tot ceea ce înseamnă partea de genetică din acest domeniu și, de asemenea, un program de evenimente foarte interesant. La Eurotir sunt lansate inovații și tendințe în zootehnie. Au loc prezentări de animale de rasă, precum și un amplu program de manifestări conexe. La standurile din expoziție, dar și în cadrul unor evenimente speciale dedicate, organizații internaționale de fermieri împreună cu specialiști în domeniu și cei mai importanți producători de utilaje, echipamente și inputuri pentru zootehnie, vor prezenta inovații și tendințe în genetică bovină, creșterea ovinelor, creșterea păsărilor, tehnologii moderne și soluții viabile pentru producția durabilă de suine și acvacultură. De asemenea, Galeria Nutrețurilor va aduce în atenție cele mai noi evoluții privind materiile prime folosite în sistemele moderne de furajare. Anul acesta, pentru prima oară, la Centrul de Informare privind Bunăstarea Animalelor, vor avea loc zilnic discuții pe teme de actualitate în zootehnie. Expozanții vor prezenta soluții pentru sistemele de adăposturi și grajduri adecvate viitorului. Noi sperăm că Eurotir întrunește toate condițiile și că fermierii români care vor veni să viziteze acest eveniment vor găsi acolo tot ceea ce le trebuie pentru fermă, de la genetică, bovine, ovine, caprine, porcine, deci suine, de asemenea acvacultură, toată tehnologia pentru domeniul furajării, în domeniul prelucrării solului, pentru obținerea unor furaje de calitate. Dacă ne referim la Eurotir 2010, ediția precedentă, putem în câteva cifre să caracterizăm Eurotirul. Peste 1900 de expozanți pe o suprafață de 180.000 de metri pătrați, un număr de peste 140.000 de vizitatori. Din cei peste 1900 de expozanți, la ediția din 2010 a Eurotir, 780 de expozanți au fost nu din Germania, din alte țări, reprezentând de fapt 48 de țări. Practic este un eveniment internațional, așa cum spuneam, lider mondial pentru profesioniștii din zootehnie. Un eveniment de top la care îi invităm pe fermierii români să vină în perioada 13-16 noiembrie. Detalii despre programul călătoriei, despre evenimentele care vor avea loc acolo, vor apărea în revistele de specialitate în perioada următoare. Eurotir 2012 va fi o ediție record, a anunțat deja organizatorul expoziției, Societatea Germană pentru Agricultură. Peste 2300 de expozanți direcți din 51 de țări și-au anunțat participarea, iar suprafața expozițională a fost extinsă la peste 24 de hectare. Eurotir 2012 va fi mai internațional ca niciodată. Aproape jumătate din expozanți provin din alte țări decât Germania. Din cele peste 1100 de companii străine, cele mai multe vin din Olanda, Franța, China, Italia, Danemarca, Spania, Marea Britanie, Belgia și Austria. Un alt record notabil la Eurotir 2012 reprezintă cele peste 300 de inovații depuse anul acesta spre evaluare. Oferind un concept expozițional unic în lume pentru sectorul zootehnic, Eurotir 2012 așteaptă un număr record de 160.000 de vizitatori din întreaga lume. Vor sosi la Hanovra numeroși specialiști din țările Europei Centrale și de Est, în special din Polonia, Rusia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Ucraina și statele Baltice. Dar mulți dintre cei care și-au anunțat deja prezența vor veni din Orientul Mijlociu și din China. De la an la an, evenimentul reunește tot mai mulți vizitatori internaționali și printre aceștia, desigur, se numără și fermieri români. Noi sperăm că anul acesta să fie număr mare, ca la fiecare de altfel ediție. Și dacă ne gândim la vizitatori internaționali, o cifră ar putea fi din 140.000 aproximativ de vizitatori în 2010. Peste 20.000 au fost vizitatori internaționali și, desigur, și vizitatori din România. În paralel cu Eurotir 2012 este organizată și expoziția internațională în domeniul energiei regenerabile, Bioenergy Decentral, ce reunește producători de energii regenerabile, producători, utilizatori și operatori de sisteme descentralizate de alimentare cu energie, furnizor de servicii pentru toate segmentele producției și distribuției de energie. Expoziția Bioenergy Decentral 2012 propune teme precum producerea de biogaz din dejecții, utilizarea căldurii la instalațiile de biogaz și raportarea producției de energie la necesități. În paralel cu Eurotir se desfășoară și Bioenergy, de fapt. Este un eveniment de top în domeniul producerii de energie regenerabilă.
DLG Intermarketing SRL pune la dispoziția vizitatorilor din România bilete gratuite de acces la Eurotir 2012. Firmele interesate, crescătorii de animale și specialiștii în zootehnie pot solicita formularul de comandă, care trebuie completat și returnat până la data de 10 octombrie 2012. Organizatorul, Societatea Germană pentru Agricultură, prin reprezentantul firma fică de fapt în România, DLG Intermarketing, oferă, așa cum spuneam, bilete gratuite pentru vizitarea târgului, dar mai mult decât atât, în colaborare cu câteva agenții de turism din România, se oferă pachete pentru cei interesați să viziteze târgul. Când ne referim la pachete, ne gândim la cazare, ne gândim la transport, desigur acestea urmând a fi plătite de către fiecare fermier. Practic noi oferim doar biletele de intrare.